informația trecută și aducem bebelușilor ceea ce ne-am promis, adică scutece. Evenimentul a fost organizat de mine, eu sunt Maria Blaga, împreună cu Uniunea Femeilor, cu sprijinul primăriei și al Magic FM care ne-a promovat. Și oarecum unul dintre actorii principali a fost domnul Eugen Popa, președintele Asociației Române de Hipnoză, care în schimbul donațiilor, banilor donați, a oferit părinților un workshop de sleep talk. Am adunat 2050 de lei, am adunat seara în care a fost organizat evenimentul și am mai primit câțiva bănuți și a doua zi. Am cheltuit 2049 din ei. Pentru cine dorește, toate documentele pot să fie puse la dispoziție. Intenționăm să mai organizăm evenimente de genul ăsta și facem și noi cât putem pentru alții care au mai puțin decât noi. Și le mulțumim tuturor celor care au participat. Îi așteptăm și cu alte ocazii. Sigur că nu ne vom opri aici. Din 3 în 3 luni vom organiza câte un eveniment cu ajutorarea copiilor, a bătrânilor și vom vedea noi. Această donație cam pentru cât timp în momentul ăsta va fi necesară? În spital, deci numărul de paturi alocate copiilor abandonați, am înțeles că sunt 20, în momentul ăsta sunt 9 căveluși. Deci dacă nu crește numărul copilașilor, ceea ce am adus noi, adică 3200 de scutece plus ceea ce s-a primit în natură la eveniment, ar ajunge cam pentru două luni. Și dacă nu mai vine alții, cam până pe la sfârșitul anului, așa că putem să ne mobilizăm și mai fim și Moș Crăciun pentru anul viitor. Mulțumim! Vă mulțumim!